Invitatul emisiunii din această săptămână este preotul Marius Vișovan, care va vorbi despre ororile petrecute pe timpul regimului comunist. În istoria lumii, regimul comunist a fost cel mai criminal regim. Deci, după statisticile istoricilor, peste 100 de milioane de victime în foarte multe țări ale lumii. În România, regimul a fost instalat începând cu 1944, când țara noastră a fost ocupată de trupele sovietice, și a durat până la Revoluția din 1989. Dar multe consecințe ale regimului comunist le mai vedem încă și astăzi. Preotul va vorbi și despre tatăl său, Aurel Vișovan, care a stat în închisorile comuniste timp de 16 ani, o experiență tragică prin care au trecut oameni nevinovați și care a marcat chiar și următoarea generație. Toate aceste povești cutremurătoare le veți putea afla în cadrul emisiunii Zestra Maramureșului, duminică de la ora 16 la TV Sighet, iar în reluare vineri 9 iunie, începând cu ora 22.